5 luni au la dispoziție autoritățile pentru a găsi soluții de înlocuire a gazului rusesc, dacă vor ca populația să nu sufere de frig sau companiile să-și întrerupă activitatea. Discuțiile se poartă în paralel cu mai mulți furnizori, dar și cu statele de care depinde finalizarea conductelor prin care gazele să fie transportate. 5% din consum ar putea fi acoperit din gazele extrase din Marea Neagră, de la mica adâncime. Eu sunt convins că vom scoate gaze din Marea Neagră în a doua jumătate a anului acesta. Am făcut deja recepția la lucrări. Pentru restul de gaze necesare, negocierile se poartă cu furnizori de gaz lichefiat din Statele Unite, adus cu nave până în porturile din Grecia și Turcia, unde sunt instalații pentru preluare. Din Grecia, gazele vor veni însă doar dacă Bulgaria termină la timp, la vară, conducta prin care să fie livrate. O a treia sursă e reprezentată de gazele azere, pentru care statele din regiune, mai vulnerabile decât România, negociază în comun. Indiferent de scenariu, însă, va exista un cost suplimentar. La gazele lichefiat sunt tot timpul niște proceduri suplimentare. De aceste proceduri costă. Din acest motiv, gazul lichefiat este mai scump decât gazul prin conducte. Vorbim de câteva procente. Se intenționează un contract unic european. Dacă se materializează, e posibil să avem o achiziție la un preț cel puțin egal cu cel care era din Federația Rusă, dar prima opțiune este că prețurile gazelor din import, altele decât Federația Rusă, vor fi mai mari. Deocamdată, pentru populație, problema prețurilor este suspendată până în primăvara viitoare, cât timp e în vigoare recenta ordonanță privind plafonările și compensările. Abia peste câțiva ani, în 2024 sau chiar 2027, România, care deține resurse, dar nu le-a exploatat integral, ar putea să folosească doar gaze din producția internă. La Țiței, situația pare mai simplă. Folosim 30% din ce consumăm din Rusia, dar surse de înlocuire sunt mai multe. Cu siguranță această substituire înseamnă alte durate de transport, alte costuri de transport, alte costuri de asigurare, într-un final, alt cost la pump. Putem să discutăm de la 10% în sus. Spre deosebire de gaze, autoritățile n-au pârghii pentru a crește producția, pentru că nu mai dețin un producător. În planul investițional al celor de la OMV Petrom se găsește inclusiv acest lucru, o încercare de creștere a producției, dar nu vă așteptați ca de mâine sau de peste un an de zile să vorbim de 40, de 50, de 60% țiței românesc. Acum producem doar 30% din ce consumăm, iar 40% e reprezentat de țițeiul din Kazahstan.